Rambo și-a găsit un nou rival în ring. Un debutant în galele lui Moroșanu l-a supărat pe luptătorul care țintește centura de campion. Rambo va lupta în piramida de la categoria supermijlocie. Un debutant îi va fi adversar în sferturile de finală care încep la Timișoara pe 12 martie, în direct la Pro Arena și pe Voio. Ca să aibă numai derbiuri în ring, Moroșanu vrea să mizeze pe luptătorii români în galele sale. Eu cred că mai bine te uiți la Steaua Dinamo decât dacă te uiți la Steaua Slavia Praga, de exemplu, da? Oamenii sunt mult mai interesați să vadă un meci între voi.